Bună ziua sau bună seara și bine v-am regăsit! Acum am să vă prezint sistemul care vi l-am promis pe 1 decembrie. Sistemul în sine este foarte simplu, mi-a luat, nu știu, să nu exagerez acum, dar cred că dacă aș spune 2 zile, ar fi foarte mult. În fine, nu mi-a luat foarte mult timp să construiesc sistemul, dar nu am avut timp efectiv să îl rătușez și să fac înregistrarea în sine, să mă filmez și să-l prezint. Așa că o fac astăzi, după aproximativ 30 de zile. Întârziere, îmi pare foarte rău. Nu știu dacă știți game modul meu, acestea sunt mașinile de la Spawn. Sunt foarte drăguțe. Uitați ce fain luminează aceste girofare portocalii noaptea. Îmi plac foarte mult. Așa, revenim să vă prezint sistemul special care vi l-am promis. Aici este bus driver, de unde ții autobuz, jobul și începi, iei un autobuz și conduci. Aceste texte roșii, de fapt nu chiar roșu, roșu cu alb, reprezintă, de fapt, fac parte din noul sistem. Este un fel de afișaj digital, m-am gândit că ar putea fi. W vine de la withdraw, adică n-am știut cum se traduce retras, adică autobuzul este în garaj. În fine, am adăugat aici un I, unde putem tasta bus stations. Am creat pentru început două linii, pentru care să testăm linia 1, îți afișează stațiile și linia 2. Linia 2 este ceva mai lungă. Voi face o mică cursă cu linia 1, deoarece este mai scurtă. Luăm autobuzul numărul 7. Păi cu noroc. Scriem choose line și alegem linia 1. Putem alege special line, vom vorbi mai târziu despre asta. Ok, odată ce am ales linia 1, ni se modifică textul, apare numărul liniei și următoarea stație. Aceste texte sunt vizibile pentru toți jucătorii și ele pot fi văzute de la oarecare distanță. Când am ajuns la stația respectivă, ni se schimbă denumirea textului. Linia se păstrează, dar se schimbă denumirea stației. Opa, 8 FPS, încet. Mai repede, așa, mulțumesc. Îmi pare rău, dar nu știu ce am atât de puține FPS-uri. Și îmi cer scuze pentru stilul prost în care conduc. Vreau doar să vă arăt sistemul în sine. Probabil o să pun pe repede înainte înregistrarea, mă mai gândesc. Hop. N-am rătat niciun semafor. La propriu, pe toate le-am ciocnit. Na, și traseul se tot repetă. Putem scrie cancel line pentru a anula linia. Iar autobuzul se va respawna. Autobuzul se respawnează și se plasează textul inițial. Acum să vă arăt special line-ul. E bine, m-am gândit că în viața reală faci curse speciale sau la evenimente, să spunem acum, știu și eu, Muntele Chiliad. Linia traseului se schimbă cu S de la special și apare denumirea pe care noi am dat-o. În acest moment putem conduce autobuzul. Pentru a anula la fel cancel line, sistemul în sine nu este foarte complicat,
nu este foarte greu de realizat. V-am spus, mi-a luat foarte mult timp să găsesc timp liber ca să pot să filmez sistemul. Îmi cer scuze încă o dată de întârziere și sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare.